Bogdan Stoica a pierdut lupta cu Matia Faraoni. Din cadrul Octagon Torino, gala ce a fost transmisă în direct pe Sport Extra TV. Nu mă gândeam că voi pierde acest meci. Aștept să fac un remene pentru a vedea exact ce am pățit. Vreau neapărat revanșa, a spus Stoica la finalul luptei. Un alt român prezent în gala de la Torino, Călin Petrișor, a devenit noul campion ISCA după victoria cu Taras Hnaciuc. Toate detaliile în Fight News cu Octavian Pescaru pe canalul de YouTube Sport Extra. Unicaja a încheiat seria de 9 victorii consecutive a celor de la Real Madrid. Duminică în Liga Endesa, madrilenii au fost înfrânți pe teren propriu cu 93-99. Unicaja a dominat clar ultimele două sferturi cu 27-18, respectiv 33-21, după ce bulgarul David Kravis s-a dezlănțuit, marcând 23 de puncte. Deși Real Madrid a încasat prima înfrângere în acest sezon, rămâne în fruntea clasamentului general cu un avantaj de 4 puncte în fața lui Unicaja, ocupanta locului secund. Duminică, 26 noiembrie, de la ora 13:30, pe Sport Extra poți vedea în direct Morabank Andorra versus Real Madrid. Nu doar Real Madrid, ci și campioana în titlu Barcelona a fost înfrântă în această etapă. Murcia s-a impus pe teren propriu în fața catalanilor cu 82-73. Barcelona a intrat în ultimul sfert cu un avantaj de 4 puncte, însă gazdele s-au detașat cu 24-11, datorită canadianului Dylan Ennis. Catalanii au avut 5 coșuri de 3 puncte față de cele 3 ale lui Murcia și mai multe recuperări, 32-28. În următoarea etapă, Sport Extra transmite în direct Barcelona versus Girona, duminică 26 noiembrie de la ora 18. România a învins Israelul și s-a calificat la campionatul european de anul viitor. Pușcaș și Hagi au marcat golurile care trimit România la Euro. Care sunt plusurile și minusurile acestei campanii de calificare? Cât de importantă e prezența la turneul final pentru fotbalul din România și la ce grupe ne putem aștepta? Toate aceste detalii sunt analizate de Andrei Niculescu în cadrul vlogurilor Ora de Fotbal Adevărat și Breaking the News, programe disponibile pe canalul de YouTube Sport Extra.